Hey, saluto Retroor, și bine regăsit la un episod de FIFA Mobile de pe acest canal. Am o veste destul de tristă, am strâns și eu 5 pachete. Și m-am dat să filmeze. Și a fost un pack opening scurt, o durat doar 2 minute și am zis să fac și niște evenimente. Și mi s-a oprit filmarea și nu s-a salvat pentru că introduceam în acest episod acel pack opening. Dar din păcate nici nu mai am în galerie. Deci s-a dus acel pack opening. Băi, s-a dus acel pack opening. Hai să facem și noi aici câteva din astea. Așa, păi n-aveam ce să... Am încercat să fac acel mini pack opening, dar... Mi s-a dus filmarea și ce să fac, Asta este. Iarăși mi se dă atât de tare. De ce? Mă trebuie să numărim mai de 5 ori. Ok. Scuzați-mă pentru chestia aia. Îmi pare foarte rău. Dar e ok. În timpul filmării primesc un mesaj așa. William Miguel. Bun, 3 din 5 încă 2. Încă unul singur. Deci, n-am reușit să fac exact niciodată. Gata, în sfârșit am reușit să termin. Și în acel episod care mi s-a șters, am făcut o chestie asta și nu mi-a reușit. Și înainte să filmez, nu mi-a reușit. Hai să deschidem acest pack acum. Ok, bun. Ok, să mergem la planuri și să le introducem. La events la care... Aici. Pentru că asta nu l-am făcut niciodată. Bun! Cahill este chiar bun. Pentru că pot face niște bani. Hai să mergem pe market să punem toți jucătorii pe care i-am primit eu de la acel pack opening. Regăsați că am ceva de făcut aici. Ok, hai să rog și un ou, te rog să-mi vină ouul ăla galben, te rog galben, albastru. De ce mereu albastru? Hai, cu un trofeu gold sau silver măcar silver. Da, vreau. Of. Hai să mergem la market. Uitați, aici am postat eu și n-am văzut că astea cu viareal s-au scumpit, ci le-am pus destul de scump. Am observat că acele cu viereale s-au scumpit. Hai să vor jucătorii primei. Deci sunt de la Hazard, de la ăsta, până în afară de Cahill și pe Pofulez Pisano l-am primit. Deci cam toți gold. Și Cahill ăsta l-am primit acum în episod. Deci, Bright White. Hai vedem oare cât costă acest Bright White. Deci era așa. Bright White. Nu așa era. Bright White. Bright White. What? Ah, white. Da, acolo lipsește un A. Așa. Bun. Hai să vedem cât valorează attack mode-ul lui. Deci, de ce toți jucătorii ăștia attack mode valorează atât de puțin? Spune 1500 ca să... Aici punem 1250, aici punem 1500. Pe o toră, postăm. Okay.
S-a vândut ceva, mergem în 10. Da? Hai punem și pe pufuleț pisanu. Mai vedem ce s-a vândut. Beriș. Deci mai vreau să strig încă 24 de K de fapt, ca să deschid acel program pack într-un episod. Deci într-un episod am să deschid acel program pack. Și hai să facem ăsta cu eggs in a basket. Să sperăm că ori vom reuși din prima. Ok, am și scăpat telefonul. Galben. Și vreau să termin la planul ăla cu ouă galbene, pentru că acolo chiar îți poate pica un jucător bun, gen Courtois 88. Chiar am jucat contra lui acum într-un meci. Chiar am jucat contra lui Courtois ăla de 88 și apără super bine. Super bine. Cum e acum la modul ăsta de aici, bine. Ok, avem 18 din 55. O să se tot repete. Uitați, jucătorii ăștia îi vom putea primi, dar bine, nu de 90. Oh, prea complicat să-l faci pe Belotti. Deci, putem primi Casemiro, Walker, Courtois sau Belotti. Eu l-am pe Belotti galben, l-am stat un pic. Să vedem dacă... galben l-am pe Belotti, deci sper să nu-mi pice tot Belotti, dacă pică Belotti... Ia să vedem, trade ball. Ah, nu, deci îl pot vinde. Hai să vedem cât costă acest Belotti. De 92 costă 2 milioane. 500.000. Ok, s-a mai vândut ceva, profit. Camp. Ok. Asta este chiar profit bun. Deci chiar o să facem bani repede dacă pe mulți jucători pe market. Deci chiar e bine să ai pachete din astea. Uitați-vă cât de slab e Belotti ăsta normal. Uitați-vă cât de bun e ăsta. Uitați-vă cât de bun e ăsta pe lângă ăsta la alt. Și pe Belotti Team of the Week. Super ieftin. Belotti de Team of the Week. Eu găsim de 86. Dar se scriu aici 86. Hai să zicem așa, 85, 86, ca să fie mai ok. Ok, nu. Și încă ceva s-a vândut. Super, super bine. Bine. Ok, și cam am lucrat acest episod. Dacă v-a plăcut, v-a jucat din tot sufletul, s-a apăsat pe acel buton de like, pentru că am văzut că am strâns 10 abonați. Și da, like, share și subscribe. Dacă vreți să fiți la curent cu toate episoadele mele de FIFA Mobile și când am să deschid acest ultra, mega, super program pack. Pentru că o să încerc să strâng cât mai mulți bani. Mai avem nevoie de 20 și ceva de K. 20,8K ca să putem să deschidem acest pack. Nu este chiar atât de mult. O să încerc să strâng camera în câteva zile și o să deschidem acest program pack. Deci, da. Cam atât cu acest episod, like, share și subscribe și ne revedem data și noi să ne revedem la episoadele următoare. Pa, pa!